Salutare, dragi tovară, și bine ați dat click la cea mai originală serie de la mine pe canal, și anume la cererea voastră de a-l copia pe Codrin să fac și eu o serie de videoclipuri săptămânale. Începem sâmbătă cu Pletosul, pentru că nu sunt stare să fac un nume cât de cât mai original. Nu mă pricep la copiat, abia reușeam să copiez la școală, dar apoi să mai copiez și aici pe YouTube. Așa că de astăzi dăm drumul la seria Sâmbătă cu Pletosul, în care în principal o să vă fac doar niște clipuri în care voi povesti diferite întâmplări de ale mele, pentru că unora chiar vi se par interesante și nu înțeleg de ce. De asemenea, acest videoclip este și un review pentru berea asta de la Lidl, care din fericire nu este cu pulpă, că am pățit toată să-mi iau bere de la Lidl și efectiv era bere cu pulpă, a fost cea mai oribilă bere pe care am băut-o în viața mea. Asta e bună, recomand. Ieftină și bună, un litru la doză. Cred că mi-ajunge să o beau până termin videoclipul. La cererea voastră facem story time cum a fost cu concertul Slipknot. Înainte de toate, vreau să-mi lăsați propuneri pentru săptămâna viitoare, ce să fac, ce să povestesc, poate îmi dați vreo idee de sketch ceva pentru săptămâna viitoare, așa că lăsați în secțiune comentarii sugestii cu ce să fac următoarea ediție de Sâmbăta cu Pletosul. Măcar față de Codrin, eu o să o postez chiar sâmbăta. Sper! Bun! Am mai avut eu înainte o serie de vineri 13, dar am anulat proiectul acela. Rămânem la Sâmbăta cu Pletosul. Așadar, concertul Slipknot. Cu toții știți, sau cei care nu știți, a fost Slipknot acum o săptămână și vreo 3-4 zile la București. Că mă trezesc să fac story time fix după mai bine de o săptămână, că atât de întârziat sunt și eu. A fost Slipknot la București, care trebuia să fie de acum vreo 2 ani. Dar, ghiciți ce? Eu când mi-am luat bilet, nu m-am gândit și sigur nu s-ar fi gândit nici cel mai pesimist om posibil, și e greu să găsești un om mai pesimist ca mine, că urmează să fie o pandemie, să nu fiarbă bine sau să nu prăjească bine chinezul, un pangolin, o maimuță, o struță, o cămilă, ce dracu a mâncat el acolo, și a pornit de mai pandemia. O fi de la maimuță, pangolin, liliac, vierme, viezure, nu o fi de așa, nu mai contează. Am vorbit destul despre pandemie pe live-uri. Bun, și totul a fost așa. În iarna, la începutul iernii lui 2020, undeva prin ianuarie, s-a anunțat că va cânta Slipknot la Romexpo în București. Și bineînțeles, biletele s-au pus la vânzare chiar după ce mi-a venit salariul de la YouTube, așa că eu eram pe pagina principală și dădeam într-una refresh să prind bilet în primele rânduri, că era și pe categorii Plex, NAV și Psycho parcă. Că numai la noi în România se fac concerte atât de capitaliste. Într-o țară a fost comunistă, se fac cele mai capitaliste concerte. Că în mod normal, din ce am auzit de la alții care au fost la festivale, concerte în alte țări, mi-au spus, bă, se plătește, toată lumea plătește la fel de mult și e zona aia mare unde te bagi acolo, nu e pe categorii și poate prostii. Dar așa e la noi, să te fure. La asta ne pricepem noi românii cel mai bine, să fim capitaliști, să facem profit. Bun, înainte de toate, eu n-am mai fost la niciun concert mare până la acesta, la Slipknot. Am mai fost undeva prin aprilie, parcă, în clubul, nu Colectiv, tot așa ceva, cu că îmi scapă un club cu că în București, undeva pe lângă Cercul Militar. Ma, ce scapă acum! Probabil că o să-mi amintesc după ce închei filmarea. În fine, nu mai contează. Deci am fost la un club cu încă un cuplu și a cântat o formație de turci și Pestaway. N-auzisem niciodată de ei, dar a fost cât de cât ok. Era și Nicu Mihai undeva pe acolo, nu-l văzusem eu, îl văzuse a mea, dar nu mai contează. În fine, control, așa mă, control îi se zicea, mi-am amintit. Bun. Și înainte de concertul ăsta, undeva pe la 10-11 ani, s-a întâmplat să fiu un parc în Herăstrău și cânta Smiley de Ziua Fructelor. Deci ăsta ar fi al treilea concert la care am participat eu. Mă rog, excepție Ziua Comunei, Balul Bobocilor, de la liceu, cine cântase mă la Schizo Skill? Mai trăiește? În fine, bun. Deci ideea că ăsta a fost cel mai mare, primul mare concert la care am fost și eu. Eu am mai vrut să fiu înainte la Iron Maiden în 2016, dar n-am reușit să merg. Bullet for My Valentine trebuiau să cânte, s-a anulat de tot. Three Days Grace n-am mai apucat să merg, că ce făcusem atunci? Trebuia să schimb gardul aici la țară. La cine am mai vrut să merg? La Metallica, dar erau biletele prea scumpe. Când am strâns bani și am zis, hai, lasă, mai am în școală de șofer și mă duc la Metallica, s-au dat și biletele alea de peste 1000 de lei. Frumos, ce să zic. Dar de data asta la Slipknot am zis, prind bilet, nu mă interesează. Și am intrat de dimineață cu cardul pregătit, mă rog, da, cu cardul pregătit și dădeam într-un refresh să se pună la vânzare biletele. Alea
care mai aveau ceva în plus, parcă îți mai dădea niște bonusuri, ele s-au dat instant, nu știu, mai erau unele de peste 400 lei și îți mai dădea ceva în plus la ele, parcă ceva personalizat, un accesoriu, parcă, nu mai știu sigur, e treabă din 2020, da? În fine, și tot am prins bilete în prima categorie la Upcycle, foarte bucuros ce eram. O săptămână, două mai târziu, direct se închide planeta că a început pandemia vieții. Băgam aici picioarele în gura chinezului ăla care n-a fost în stare să prăjească maimuța aia cum trebuie. Da, și s-a amânat concertul primul an. Înspre iarna lui 2020 am făcut retur la bilet ca să-mi iau două mai ieftine. Mai trebuia să plătesc un pic în plus ca iau o taxă ceva acolo, dacă faci retur să le mai rămână și lor ceva. În fine, ideea că mi-am luat două bilete ca să merg cu găcica pe care o aveam atunci, care când am făcut returul, ea mi-a și dat un avertisment, că mi-a zis și un bun prieten: bă, vezi că ăsta e un steag roșu, că așa am pățit și eu. Mi-a zis: bă, dar l-o stăiești cu mine, nu mai mi-ai cu bunul, cu cel mai bun prieten la tot la concert. Da, și chiar așa a fost. M-am și despărțit de aia și am rămas cu două, cu un bilet în plus, dar n-a fost problemă că a rămas că merg cu cel mai bun prieten în anul următor. S-a făcut 2021, era undeva mai iunie, nu m-am dat ăsta mesaj că s-a amânat concertul pe 2022, pentru că, bineînțeles, noi românii n-am fost în stare să facem campania de vaccinare. S-a mai amânat cu un an concertul Slipknot, tot turneul pe Europa de Est. Băgam aici picioarele. Dar se face 2022, îmi fac și altă gagică și am mers până la urmă cum mi-am propus eu să merg cu o gagică la concert. Foarte bine. Nu m-am dus singur sau cu prieteni ca să pară că sunt din ăla de sărbătorește luna mândriei. Vedeți că ce dracu a punit în spate. Vedeți că mândria e păcat în Biblie, da? Hai că poate mi-au cancel acum. Buhnici mi te alături, mă alături ție acum. Bun. Și se face ziua cu concertul în sfârșit. Nu se mai amână. Da, nu s-a mai întâmplat nimic. 2 ani de zile am așteptat. Chiar am crezut că-i blestem. Ratez toate concertele și când prind bilet, pandemie. Genial. Numai la mine se poate întâmpla așa ceva. În fine, și vine ziua cu concertul, iau metrou, traversez tot parcul Herăstrău, că nu era metrou acolo. N-am vrut să merg cu STB-ul pentru că am o experiență foarte nasoală cu controlorii de acolo și dacă au să am copil și l-aud că vrea să facă controlor de autobuz, eu îl dau la orfelinat în secunda 2. Dacă unul dintre părinții mei se face controlor în STB, le zic să mă dezmoștenească, așa de mare dușmănie am eu pe controlorii STB care au încercat recent să mă ardă de am pus niște story-uri pe Instagram. În fine, mergem cu metrou, coborâm la aviatorilor și trebuie să traversăm tot parcul Herăstrău. N-a fost o problemă că am mai fost până veneau ai noștri, în deschindere a cântat Ginger și parcă au mai fost unii, dar noi am venit când deja cânta Ginger, la intrare acolo în curtea aia mare. Pe lângă asta, nu știam care e intrarea acolo, la care dintre intrări e pavilion sau cum e zon, cum e împărțirea Expo-ul, dar ne-am dat seama cum se face. Ne luăm după ceilalți pletoși și cam aia a fost. Era tare ca primul pletos din fața girului să fi greșit drumul, dar am ajuns în curtea aia, curtea spațiului ăla unde urma să cânte Slipknot, scena acolo, în deschindere Ginger. Erau niște cutii mari și era o femeie cu un cearceaf galben pe ea și făcea niște chestii așa. Inițial am crezut că era vreun bărbat de la mândru, dar voiam și să-i fac o poză. Însă am zis, hai totuși să nu pățesc vreo nasoală. Mi s-a părut dubioasă femeia cum stătea așa cu niște cutici, dădea din mâini cu un cearceaf galben pe ea, pe Ginger. În fine, nu sunt cei mai mișto oameni în comunitatea de roaceri, pentru că la fiecare gen muzical sunt niște oi negre, așa și la roace, nu mă mândresc cu toți. Vorba tovarășii mele că în public păreau să fie mulți oameni de tipul ăla care au impresia că ei au tot timpul dreptate, din aia fudul cu eu sunt vegan, eu sunt reprezint generația care va salva planeta și toate prostiile astea. Înțelegeți voi la ce bat apropo, din păcate, da, erau multe persoane de genul ăla, dar erau și tip din aia mișto de tipul, de genul, hai bă în vamă să ne îmbătăm, de ăștia mai clasici. În fața noastră, că eram fix la gard acolo, era un tip care, cum să spun, l-am poreclit Jeff Hardy. Deci era unul în burta goală, cu părul, nu știu, cam până pe aici l-avea și șuvițe blonde și avea un ciorap de damă pe mână. Eu i-am zis direct Jeff Hardy. Cum l-am văzut direct, ăsta e Jeff Hardy. Omul ăla, mă rog, era un Jeff Hardy care în loc de droguri și ce mai bagă el, era pe șaorma că era mai gras și avea vergeturi. Nu era deloc pe placul lui Buhnici. Aia îmi pare rău, Buhnici, Jeff Hardy ăsta nu era bun pentru tine. A dat omul ăla din cap de, ne-a dat peste față cu părul de câteva ori. Mai era un chelios care a tras o bășină și mirosea scară de bloc în toată zona aia.
Bineînțeles că au fost percheziții când m-am dus așa cu mâinile întinse ca Iisus pe cruce să fiu percheziționat, faci la de la percheziții. Hai mă treci bă că vă cât ești boia serios, ai venit cu mâinile întinse, clar că n-ai nimic la tine. Și eu aveam cheile în buzunar și mă gândeam, n-o pune mâna unde am cheile în buzunar și zice, bă, tu-i bagi cheia în gât cuiva? Mi-a scris o abonat în comentarii că avea niște inele și un lanț la pantaloni. Și a și le-a ascuns undeva într-o țeavă de la un gard, de la un bar, undeva. Și le-a și găsit când a plecat seara de acolo. Aia nu i-a lăsat pe oameni cu inele, cu umbrele, chiar dacă plouă, erau șanse de ploaie, din fericire n-a plouat, nu era un lucru rău că măcar ne spăla. Bineînțeles, prețuri, vai de capul meu, 10 lei o sticlă de apă, fără dop, că să nu dăm în cap la careva cu dopul. Tricouri 150 de lei sau 300, ci că 300 erau, alea de 300 erau hanorace, dar oricum 150 de lei pe un tricou care probabil dacă îl iau de pe un site de chinezi e același tricou și îl iau la maxim 50 de lei. Am zis, hai bă, voi fi un YouTuber și permit multe, dar să dau 150 de lei pe un tricou sau 300 pe un hanorac, nu mersi, mai scump ca mărciul lui Codrin. No hate Codrin, ok, dar mai lasă și tu din preț la mărciul ăla, trăițear. Înțeleg că n-ai bani de bere, dar totuși nu vezi că îți fur și seria acum de-al dracu ce sunt. Bun. Vă las aici niște cadre de la concert. Probabil nu se aude prea bine, dacă de cât se înțelege ceva de acolo. Acum, ca să nu credeți că s-a terminat toată treaba, bineînțeles, n-am avut cu cine să mai văd pe acolo, că era foarte multă lume, erau vreo 40.000 de oameni, deci chiar a fost multă lume, a rămas că mă mai văd cu unii de pe un grup de mesaje pe Instagram și cu câțiva abonați, dar nu mai erau prea mulți oameni. Când am plecat pe jos, era covor de peturi de-astea de apă și pahare de bere, o grămadă de poliție și străzi blocate, deci le era frică celor de la poliție că poate facem noi roaceri urât. Cred că dacă toți roacerii ne-am pune să facem un protest, răsturnăm toată casa poporului și guvernul cu curul în sus. Ai, păcat că nu mai interesează pe nimeni faptul că se scumpește berea și s-a scumpit și benzina și cine știe ce mai urmează. Bun, plecăm de la concert, ne oprim la bereria H. I-am zis tovarășe mele, hai să bem cât un mojito, ceva cocktail cu lămâie verde și mentă, de am băut eu cu una înainte și mi-a plăcut. Bineînțeles că s-au scumpit toate acolo, că mă uitam în meniul ăla de la berăria H și eram, vai de capul, ce s-au scumpit toate, măcar am băut două mojito fiecare și am dat vreo 50 ceva de lei pe ele, sau că am scumpit aia. Fiind și cald, s-a topit și gheața și au avut prea multă apă în ele, că s-a topit gheața aia, chiar dacă era seară, tot era foarte cald. Și am mai rămas un pic în parc, că era frumos. 12-1 noaptea, cât dracu era, am mai stat un pic prin Herăstrău și vine acum punctul culminant. Stați să mai o gură. I s-a beregat uscată, naibii, dacă te-am vorbit. Bun. Poate mai rămân și fără bateria acum, câtă mai am. Nu mi-arată și mie bateria, 22, hai că mi-ajunge. Bun. Și am mai rămas un pic în parc noaptea, că era frumos. Și undeva în Herăstrău, cu un vid dinspre Romexpo, după insula Trandafirilor, cum se cheamă, am trecut podul ăla și am făcut stânga pe
cum ar veni, ia acolo un foișor ceva, cine colindă Herăstrău știe la ce mă refer, de vedeai oarecum așa drept intrarea aia de la televiziune, cum este mai ce popular, apare un tip cu un hanorac pe el, mâinile în buzunar și merge așa și am zis, i-am zis gagică mi, hai să mergem mai încolo un pic, ăsta pare dubios, chit că eram doi inși și amândoi făcuți, ea mai făcută ca mine, eu operat așa, dar totuși, dacă era să-l înjunghe pe unul, celălalt îl lua la capace. Decât să ne riscăm aurea cu vreun dubios de ăsta care cine știe ce are în buzunar, hai să plecăm. Și am luat-o la pas prin Herăstrău, pe unde sunt restaurantele și am ieșit pe la șoseaua Nordului pe acolo. Ăla s-a ținut un pic după noi și apoi a făcut dreapta. Eu i-am zis, vezi că poate o ia pe partea aia pe acolo, că eu cât de cât știu Herăstrău, că prin parcuri am copilărit, ca boschetari, așa. Din fericire n-am mai dat de el și ne gândeam, ce să facem, mergem pe alei pe unde mai sunt oameni, mergem pe stradă sau luăm Uber-ul. Eu inițial m-am gândit să luăm o trotinetă electrică, stăteam amândoi pe trotinetă că am văzut de copii pe ea, dar după aia am stat și m-am gândit, bă, ea doi erau copii, aveau maxim 80 de kg adunat. Eu dacă mi-adun chilele cu ea, dă destul de mult că suntem doi adulți la 22 de ani fiecare și i-am fi arătat destul de penibil pe aceeași trotinetă amândoi. Așa că am comandat Uber-ul. Și a venit și am comandat și Uber Premium, dar dracu ce eram că am scăpat de dubiosul ăla cu care cine știe ce dracu avea în buzunar. Poate n-avea nimic și era doar un copil trist că n-a putut să fie la concert. Dar decât să risc aiurea să fiu înjunghiat sau să asist la o înjunghiere și să-l iau pe unul la palme cât apuc, mai bine am evitat. Și sfatul meu, evitați întotdeauna situațiile de genul. Mergeți undeva și pe o alee sunt mulți oameni care par dubioși, mergeți pe partea cealaltă a drumului, sunteți într-un parc, ocoliți parcul, faceți chestii de-astea, că mai bine nu riscați. De ce să riscați aiurea, chiar dacă poate vi se pare sau nu că e o situație cam suspectă, mai bine evitați spre binele vostru. Da, și practic aș putea să fac un clickbait că am fost urmărit noaptea în parc. Da, hai să nu fac clickbait că nu sunt rus din ăla. Codrin nu făcea, așa că nu fac nici eu. Și-am comandat Uber-ul, direct Uber Premium, un Volkswagen Das Auto. Așa, un Volkswagen de la mare cipan, electric. Nu mai știu cât am dat pe cursul, vreo 20 de lei, dar a meritat. Deci un cipan, un SUV de la electric. Deci abia se auzeau doar roțile atingând asfaltul, atât o mașină. Țâță de mâță. Mi-aș lua mașină electrică dacă aș avea bani, dar de una cu autonomie mare, nu de o Dacia Spring cu care merg până la magazin, cu muzica pornită și deja trebuie să o încarc iarăși, mai ceva ca pe un iPhone de se termină repede bateria. Făceți, bă, Dacia Spring cu baterii de Nokia, că o să fie eternă mașina aia, nu mai trebuie să o încarci 3 ani. Și cam asta cred că ar fi experiența mea cu concertul Slipknot. A fost foarte frumos. Am cântat într-una, nu m-am băgat în moșpit că nu voiam să mă lovesc aici la operație. Mi-au mai zis unii prin mesaje pe privat că undeva pe la mijloc erau câțiva karatiști și se agitau cam mult acolo. Aia e, unde am fost, eram fix la gardul de la cea mai ieftină categorie acolo, în față eram. Erau și copii destul de mici, de 14-15 ani pe acolo, de nu mă așteam să... La prima vedere, nu mă așteptam ca ei să fie fan Slipknot, am văzut și oameni de peste 50 de ani acolo, bărboși de aia, motocicliști mai în vârstă, de vârsta mea, destul de mulți, de toate categoriile de oameni, fete cu păr curcubeu, băieți cu ciorap de damă pe mână, cum era Jeff Hardy. A fost mișto, erau mai mulți care voiau să-și facă selfie și m-am băgat și eu să intru în selfie-ul lor, însă nu, n-am avut loc acolo că eram prea mulți, din fericire n-am avut agitație, nu am pățit să mi se fure telefonul sau ceva și o să mai merg când o să mai fie vreun concert mare. Urâtă treaba asta cu categorii, dar eu de înfocat ce sunt, voiam să stau în primul rând acolo. Mi-a scris o abonată pe Instagram că a prins un buzz de la Tobe. Bravo ei, o felicit. Am văzut că și Cori arunca cu sticle cu apă acolo în public după ce bea. Sper că i-a plăcut apa asta românească. Eu o să mai merg la niște concerte, la niște festivaluri de belit cariciul la caluri, ca să și ribeze. O să mai merg la... Am deja bine la Corbi de Piatră, deci dacă merge careva acolo să mă anunțe și ar trebui să merg și la Posada undeva prin septembrie. Așa că dacă mergeți pe acolo să mă anunțați și poate bem o bere împreună, facem chetă pentru un pet de ciucaș să nu murim de sete acolo. Și cam ăsta a fost
și Storytime-ul alături de pletosul vostru. Aici se încheie ediția pilot de sâmbătă cu pletosul. Săptămâna viitoare aștept propunerile voastre să vă ce înscrieți voi în comentarii. O să filmez poate în casă, că nu o să mai fie căldura infernală de nu pot să pornesc calculatorul că ia foc, de asta am preferat să ies aici în curtea din spate la umbră cu o bere care deja s-a cam încălzit săraca. Da, probabil seria asta va fi mai mult de story time-uri. Vreau să văd ce comentarii tâmpite de propunere o să-mi lăsați. Încetați cu d-astea cu bă că-l copiez pe Codrin, că ideea asta de serie săptămânală nu este originală de la Codrin. Că înainte să facă Codrin sâmbătă cu Satana, făcea PewDiePie vinerea cu PewDiePie, mă rog. Friday with PewDiePie. Cam așa era intro-ul. Țirbite și acum, de prin 2011-2012 era seria aia. Deci să nu vă aud cu chestii că l-am copiat pe Codrin, eu îl copiez direct pe PewDiePie, că sunt mai șmecher. În fine, cam atât. Da. Ne vom auzi data viitoare și o zi cât mai răcoroasă tuturor. Ciao, les.